Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct și în exclusivitate dintr-una din numeroasele spălătorii auto bucureștene. În ultima vreme, din cauza crizei financiare, foarte mulți români nu mai sunt în stare să-și ducă mașina la o spălătorie specializată, preferând să o spele singuri în spatele blocului sau să aștepte să plouă. De aceea ne-am deplasat aici, în această spălătorie, pentru a vedea dacă această afacere mai este sau nu o afacere. Stăm de vorbă în acest moment cu... Cu mine! Da, cu dumneavoastră, dar cum vă cheamă? Deci eu mă numesc Dorel Degreseanu. Sunt spălător aici la spălătorie. Am zis, domnule Degreseanu, spuneți-ne, vă rog, cum merge treaba, domnule? Mai aveți clienți? Merge treaba? Prost, domnule, foarte prost. Nu mai are oamenii bani. Salam? Reggaeton? Domnule Salam, ce faceți aici? Mergeți la o nuntă? Nu merg la nicio nuntă! Și atunci, de ce sunteți aici? Haide, vorule! 2, 3, start! Și-a luat salamul odată, mașină de capotată, și-a venit cu ea să știe, să face spălătorie. Și-a luat și salamul odată, mașină de capotată, și-a venit cu ea să știe. Să facem spălătorie, salam, țap, reggaeton, să șabon, țap, reggaeton, să șabon. Fantastic, fantastic! Și ați venit aici la spălătorie cu lăutari, nu puteați fără lăutari? Haide, vorule! Mașina-i devosebită, percuia descoperită, pe banchete țintă la tu, ca să nu se pună păcu. Mașina-i devosebită, percuia descoperită, pe banchete țintă la tu. 1, 2, 3, 4, ca să nu se pună păcu. Sală, țapă, reggaeton, să șabon, țapă, reggaeton, să șabon. Am înțeles, domnule Salam. Și acum, după ce ați dat taraful jos, presupun că o să ridicați plafonul mașinii înainte să o spălați, nu? Greșit, vărule! Păi, cum adică, nu-i ridicați plafonul? Nu ridicăm plafonul! Păi, iertați-mă, dar de ce nu-i ridicați plafonul? Explicați-ne, vărule! 1, 2, 3, start! Iertați-mă că v-am oprit, dar dumneavoastră chiar nu ați observat că mașina dumneavoastră s-a zgâriat? Domne, eu v-am zis că e zgâriată. Viața mea, mașina mea. Viața-i viață, mașina-i mașină, dar de ce-i zgâriată? Vărule, că te explicați, că mie mi s-au necrozat curzirea. Băi, doamne, sunt așa de supărat. Băi, doamne, sunt așa de supărat. Mașina mi-a zgâriat. Uite ce mi s-a întâmplat. Băi, băiatule, ascultă-mi coa! Ascultă-mi coa la mine!
asta nu costă 2 lei. Doamne, asta nu costă 2 lei, asta mă costă bani grei. O, la naiba, în pungii mei. Bună ziua! Vă rog frumos, puteți să mutați și dumneavoastră mașina asta odată? Cum te numești? Alina! Pentru domnișoara Alina! Care vrea să mut mașina! Alina, 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 Alina! Domnule, mută mașina odată! Așa! Mută mașina odată! Două ori! Trei ori! 1, 2, 3, start! Alina, Alina, Alina! Să iasă niciodată.